O veste promițătoare pentru Ucraina în cea de-a 197-a zi a războiului declanșat de Rusia în țara vecină. Trupele ucrainene au recucerit mai multe așezări din regiunea Harkov ca parte a unui contraatac surpriză, declară președintele Volodymyr Zelensky. În plus, Kievul a anunțat că și-a propus să recucerească cea mai mare parte din regiunea Herson până la sfârșitul anului. Duelurile de artilerie au fost reluate în zona centralei nucleare Zaporojie, iar Rusia este acuzată că ar fi răpit angajații ai atomocentralei. Între timp, secretarul de stat american Anthony Blinken a întreprins o vizită surpriză în Ucraina după ce Statele Unite au anunțat aprobarea unui nou pachet de sprijin militar pentru țara aflată în război. Ucrainenii au avansat cu 20 de kilometri în teritoriul controlat de ruși în Harkov, spre Izium, și sunt aproape să înconjoare trupele ruse din localitatea Balakleia. Forțele controlate de Kiev au recucerit aproximativ 400 de kilometri pătrați în perioada 6-7 septembrie, arată o analiză a experților americani de la Institutul pentru Studiul Războiului. Trupele ucrainene au recâștigat teren și în Herson, unde autoritățile de ocupație ruse au amânat referendumul de anexare până pe 4 noiembrie. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a transmis în mesajul de miercuri noapte către națiune că există vești bune din regiunea Harkov, iar unele așezări au fost recuperate de militarii ucraineni. Probabil cu toții ați văzut deja rapoartele despre activitatea apărătorilor ucraineni și cred că fiecare cetățean se simte mândru de războinicii noștri. Este o mândrie bine meritată, un sentiment corect. Nu este momentul să numim așezările în care se întoarce steagul ucrainean, dar este timpul să le mulțumim brigăzii 25 aeroportoare, brigăzii 92 mecanizate și brigăzii 80 de asalt aerian pentru curajul și eroismul manifestat în timpul misiunilor de luptă. În timpul nopții, rușii au tras cu rachete asupra regiunilor Zaporojie, Dnepropetrovsk și Harkov. Doi civili au fost răniți după un atac aerian asupra districtului Dergaceova, orașului Harkov. Cel puțin 5 oameni au fost răniți, iar 3 au murit în localitatea Malaya Tokmachka din regiunea Poltava, în urma bombardamentelor rusești cu utilizarea sistemelor lansatoare de rachete multiple. Nu contenesc luptele pentru Donbass. Rușii au atacat de cel puțin 4 ori cu obuze orașul Bahmut, unde au provocat distrugeri unei clădiri administrative, Palatului de Cultură din localitate și au rănit 2 salvatori. Sub atacuri de artilerie și lansatoare Grad și Uragan s-au aflat și alte localități din regiunea Donețk. Sunt raportați noi morți și răniți din rândul civililor. SUA a aprobat un nou ajutor în materie de securitate de 675 de milioane de dolari pentru Ucraina, care include obuziere, muniții, vehicule Humvee, ambulanțe blindate și sisteme antitank. Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, se află într-o vizită neanunțată la Kiev. Șeful diplomației americane, care a ajuns în Ucraina pentru a doua oară de la începutul invaziei ruse, va avea mai multe întâlniri cu oficiali de rang înalt. Tot astăzi, aliații Kievului s-au reunit din nou la baza militară americană de la Ramstein, în vestul Germaniei, pentru a-și coordona livrările de armament către Ucraina, care e implicată de săptămâna trecută în contraofensive ambițioase atât în sudul și estul țării, cât și pe flancul nordic al frontului. Este cea de-a 5-a reuniune a grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, organizată la inițiativa șefului Pentagonului Lloyd Austin. Russian forces continue to cruelly bombard Ukrainians. Forțele ruse continuă să bombardeze nemilos orașele și civilii ucraineni cu rachete și foc de artilerie, dar forțele ucrainene au început contraofensiva în sudul țărilor, reușind să integreze capacitățile pe care le-am oferit cu toții pentru a-i ajuta în lupta lor și să-și revendice teritoriul suveran. Așa că se cuvine să ne reîntâlnim aici la Ramstein. Am înființat acest grup de contact ca o lume liberă care se luptă pentru a îndeplini cerințele cele mai urgente ale Ucrainei. Agenția ucraineană Energoatom a acuzat forțele ruse care ocupă centrala nucleară Zaporojie din sud-estul Ucrainei că i-au răpit și maltratat o parte dintre angajați. Președintele Energoatom, Petro Cotin, a declarat pentru grupul media german Funke că aproximativ 200 de persoane au fost reținute, iar compania nu știe unde se află în prezent unele dintre acestea, adăugând că au existat cazuri în care angajații agenției au fost torturați și uciși. Potrivit lui Cotin, aproximativ 1000 de angajați ucraineni țin instalația în funcțiune. Prin comparație, aproximativ 11.000 de angajați lucrau la centrală înaintea războiului.